Bună ziua tuturor! Declar deschisă această activitate a Salonului Literar Artistic din ediția a șaptea, sub genericul Flori Pascale, Flori de Bucurie, începând așa cum ne-am obișnuit cu imnul Tot ce-i românesc nu piere. Vă rog să plecăm, să simțim fiecare acest cântec care e un pur adevăr. Niciodată nu va fi uitat, căci în el se ascunde și trăiește tot ce mai frumos și mai curat. Pe câmpie și în munți răsună glasul vitejesc clocotitor, care toate inimile adună pentru un destin nemuritor. El este goarna ce vă auziți și spre tuturor cei despărțiți. Tot ce e românesc nu piere și nici nu va pieri, oricât va mai dura, jurăm să fie așa. Căci tot ce-i românesc nu pierde și nici nu va pieri. Românul știe să frunte ceasul greu, el crede în dreptatea lui și-n Dumnezeu. Când țara viața ne va cere, noi o vom reuși. Când ceasul va sosi, noi să plătim vom ști, căci tot ce-i românesc nu pierd și nici nu va pieri. Reînvie în mine tot trecutul, plin de tinerețe și apânt, glasul celor ce și-au dat tributul, iarăși ne trimite al lor cuvânt. Peste soarta noastră neclintită, ușii ce furtun se vor strobi, luminând-a neamului ursită, soarele din nou va răsări. Rompiți gata când veți auzi semnalul care vă va dezlobi. Tot ce e românesc nu pierde și nici nu va pieri. Oricât vom îndura, jurăm să fie așa, căci tot ce e românesc nu pierde și nici nu va pieri. Românul știe să frunte ceasul greu, el crede în dreptatea lui și în Dumnezeu. Când țara viața ne va cere, noi o vom lui. Ceasul va sosi, noi să plătim vom ști, căci tot ce-i românesc nu pierde și nici nu va pieri. Iată-ne ajuns sub aceleași emoții de dor de revedere. Deși cuvântul meu de deschidere a fost proiectat pentru alte anunțuri importante pentru membrii salonului și a celor ce ne urmăresc de la ediție la alta, dați-mi voie să îmi exprim bucuria pe care am trăit-o cu puțin timp de a procede la scrierea acestor rânduri prin anunțarea că vor să participe la această nouă ediție și nu numai un grup de elevi de vârste diferite, 7-18 ani, cu pictor și a profesorilor Leonid Donos, Olga Mardari și Tatiana Mațuiev din Școala Raională de Arte Plastice Nicolae Moisei din Telenești, director doamna Zveltana Caprian.
La această ediție au revenit în formație nouă elevii din grupul de teatru Tempus de la ALTA Sevitor Slăvescu Ploiești, coordonați de profesor Nicoleta Iacob. Îi mulțumesc încă o dată lui Veronica Părlea Conovali că ne-a adus alături oameni minunați cu suflet țesut cu fire de aur din Basarabia. Reamintesc colaborarea cu profesor Olga Trudov-Mațarin alături de elevii săi de la Liceul Alexei Mateievici Chișinău, elevii de la Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Chișinău alături de coordonator Silvia Strătilă, director Daniela Vacarciuc și reporterul Andrei Vizirul de la Teleradio Moldova. Totodată mă bucură loialitatea doamnei Octavia Crăciun, prezentă la toate edițiile de la fondarea Salonului Literar Artistic și a fratelui domniei sale, Alexandru Ionescu, cu lucrări artistice și nu numai, a copiilor cu aripi de înger din grupul de recitator Lumii Stelare, a poetelor Iulia Dragomir, Silvia Lărgeanu, Petronela Toma, Irina Catrinescu, Daria Maria Stan și Ștefania Vărzaru și nu numai. Mulțumesc pentru aceste daruri artistice tuturor membrilor și colaboratorilor care vin la noi cu zâmbetul acestei primăveri cu livezi în floare și bolta cerului învășmitată în struguri aurii ai razelor soarelui. Încă o dovadă în plus că prin creațiile de muzică, poezie, pictură, cultivate de tânăra generație, ne dă speranța că truda noastră, militând pentru întregirea României, nu este zadarnică. Stimați colegi și cititori, împărtășesc alături de dumneavoastră cele mai frumoase gânduri de nobilare a cuvântului scris și a demnității umane prin ceea ce facem împreună. Și o facem necondiționat pentru că ne iubim țara și acest popor harnic, dar care, din păcate, nu știe să-și respecte valorile. Toți participanții de astăzi au venit să-și dea mâna pentru statornica prietenie și sărbătorirea Învierii Domnului Iisus Hristos. Vă admirăm și credem în tot ceea ce ne prezentați prin creațiile noastre, că se simte inima românului frate care bate în fiecare dintre noi. Am să vă rog, am să rog pe soțul meu să bună dimineața! Să avem cu toții o zi frumoasă astăzi și să ne bucurăm de reușita acestei activități de la transmisă de la Ploiești și adusă la Ploiești prin creațiile dumneavoastră. Într-adevăr, este o surpriză pentru mine cel puțin prezența unui număr atât de interesant și un număr atât de frumos de tineri elevi, de copii care pictează. De asemenea, am constatat și văd, de fapt, că a început, cum se spune, să prindă mămăliga coajă prin ceea ce noi, cu forțele noastre proprii, prin ceea ce creăm, s-a dezvoltat un spirit național, un spirit care trebuie să îl cultivăm pe mai departe și să fim cât se poate aproape unii de alții, pentru că, așa cum spunea Nicolae Dabija, senatorul, fostul senator mestru ordinească Nicolae Dabija, că sârma ghimpată nu va dispare niciodată atâta timp cât nu ne vom trezi la o conștiință națională. Iar eu cred că astăzi, în această activitate, tocmai acest lucru încercăm să-l facem. Vă doresc o zi bună tuturor! Am să vă rog să rămână cei cu pictura, deci în cameră, deocamdată, da? Deci vorbesc de doamna director Caprian, doamna Octavia pentru a prezenta lucrările domnului Ionescu. Ok. Și doamna Strătilă să vorbească un pic despre Maria, sau Maria Staver, ești aici? Mejo, sunt. Ok. Așa, să te vedem și pe tine. Bun, am să încep cu... Deci, am înțeles că pot să... Încep cu lucrările domnului Ionescu. Vreau să știu dacă se văd. Doamna Octavia, se văd?
Se văd. Ok. Puteți spune câteva cuvinte? Da, sigur că da. De data aceasta, fratele meu a adus peisaje din majoritatea din partea de nord-vest a țării noastre, însoțite de picturi florale. Trebuie doar să amintesc că toată lumea știe, deja este cunoscut aici, bogăția cromatică pe care domnia sa o folosește, stilul de lucru specific pictorilor cu experiență, pictorilor maturi, stilul cuțit, v-am mai spus, și, nu știu, să le spun pe fiecare în parte ce reprezintă, eu am aici... Da, puteți să spun. Deci, acesta este imediat, iarna în Dumbrava Sibiului. Vedeți ce frumos este redată zăpada, cât e de curată și imaculată, chiar și coloritul pomilor. Sunt frunzele veștede care au fost surprinse de venirea de mai devreme a iernii. Alt tablou. Puneți următorul, vă rog. Imediat. Aici este o cană cu lalele. Sunt deosebite. Uitați, acesta este superb. Un vas cu flori și fructe. Se vede coloritul, cromatica bogată pe care o folosește, cu foarte multe detalii și amănunt foarte, foarte prețioase sunt aceste detalii. Lucrează cu foarte multă corectitudine și plăcere în detaliu. Să nu existe ceva care nu este bine pus la locul lui. O floricică, o frunză, o fructă, întotdeauna este foarte atent cu... Încearcă să atingă perfecțiunea, deși se știe că toți ne străduim să atingem, dar e foarte greu de ajuns la ea. Mergem mai departe, următorul tablou. Acesta este... Casă de țapinari, rostogolite în mijlocul pădurii din Miercurea Ciuc. Este superbă această imagine în care parcă ne imaginăm cum țapinarii vin de la munca din pădure și chiar dacă lucrează la pădure, ei tot în pădure locuiesc, dar vin de acolo după o zi de muncă și găsesc liniștea care ți inspiră aceste case. Liniștea din casa... în care locuiesc. Mai departe, aici este o imagine din un peisaj, imediat că nu sunt puse în ordinea în care mi l-a dat. Și aici este la Lugoj, o amintire din 1972, cu coloritul specific zonei. Aici avem, da, mergeți mai departe, case pe calea Jiului. Tot în zona aceea, tot o imagine de deal spre munte, acolo este o zonă mai mult deluroasă. Culorile folosite ne redau aceste imagini. Și mai avem o imagine pe care n-am văzut-o. Eu asta l-am primit. Da, prima. Prima este... strada Gheorghe Doja, nu aceasta. 2, 3, 4, 5. Atâta, da? Nu mai avem atât. Bun. Mulțumesc frumos. Și vă mulțumesc mult. Aici este o pictură a elevei care până acum ne încânta tot cu... o vasă cu flori. De data asta ne-a prezentat, mi-a trimis pictura Mântuitorului ducând crucea specifică tematicii. Maria Staver, ne spui și tu câte ceva?
Eu prin desenele pe care le-am făcut am încercat să scot în evidență sentimentele și trăierile care noi le trăim în sărbătorile de Paști, când încondeiem ouăle, ornamentăm casa într-un stil mai aparte și vizităm persoanele care nu sunt alături de noi. Înțeles, mulțumesc frumos! Acum am să rog pe doamna director Caprian să ne vorbească despre școală, fiind director de la Școala Regională de Arte Plastice Nicolae Moisei, despre copii, despre ceea ce crede domnia sa, să ne prezinte fata care pictează, a fost o surpriză inedită, ea pictează în direct și când terminăm, de-abia așteptăm să vedem ceea ce a realizat. Vă ascultăm, doamna director. Bună ziua, un salut călduros tuturor. Deci, mă numesc Svetlana Caprian, aici pe planul 2, o avem pe Gabriela Stroici, ce mă va încânta cu o tură statică ce reprezintă genericul flori pascale, flori de bucurie, genericul de astăzi. Sunt director al Școlii Raionale de Arte Plastice din Telenești și reprezint această instituție de 13 ani frumoși, plin de bucurie, plin de talente, cu copii ingenioși care își doresc să descopere nota frumosului. Cine suntem noi? O instituție de învățământ artistic extrașcolar deschisă pentru copii și tineri, care doresc și au capacități în domeniul artelor plastice. Fondată în anul 1973 de cel care a fost regretatul Nicolae Moisei pe parcursul până în anul 2006 a redescoperit această instituție și a dus faima ei peste hotarele raionului. În această instituție se studiază următoarele obiecte: desen, pictură, compoziție, artă decorativă, istoria artelor și sculptura. Vreau să remarc faptul că activitățile extrașcolare au un specific aparte, unde elevii se sunt liberi în sânul lor, în libertatea lor de a descoperi cele care sunt în căutare. Educația artistico-plastică este acea verigă a culturii care instruiește, educă și promovează valorile social-culturale. La ora actuală, instituția este deschisă pentru orice parteneriat. Școala Raională de Arte Plastice Nicolae Moisei este patronată și finanțată de către Consiliul Raional Telenești. Relația cu instituțiile de învățământ din raion este una fructuoasă. Biblioteca Publică, Liceul Lucian Blaga, Gimnaziul Eminescu și toate instituțiile cu care suntem într-o strânsă colaborare și frumos în activitățile pe care le reprezentăm. În incinta instituției deseori se desfășoară activități, vizionări, expoziții în diverse sărbători organizate pe parcursul întregului an, seminarii teoretice, practice pentru cadrele didactice, cursuri de perfecționare, stagieri de practică pentru studenți. Educația este axată pe fiecare elev aparte, el fiind promovat să participe la concursuri, expoziții, atât de rang raional, cât și național, atât și internațional. La ora actuală avem în cadrul instituției 300 de elevi, împreună cu acele șapte filiale din cadrul raionului Telenești. Elevii primesc maxim cunoștințe în artele plastice, conform vârstei și capacităților personale. Sarcinile de bază ale instituției sunt oglindite în planul de activitate anual, care el este de fapt un flexibil, adaptat la condițiile și cerințele societății actuale. Implementarea eficientă a planului de activitate impune respectare și utilizarea conținuturilor acordate priorităților, metodelor și creativității. În ultimii 5-6 ani,
Instituția are o ascendență uimitoare în participare la concursuri internaționale în România, Polonia, Belarus. Unul din obiectivele majore ale instituției este promovarea elevilor. Ne bucură din spus de mult discipulii noștri care își continuă studiile în instituțiile de învățământ superior, la facultățile de arte plastice, atât din țară cât și peste hotarele ei. Ne mândrim cu ei mult că au cucerit culmele frumosului și au devenit personalități de vază în domeniul artelor plastice. Ce este o instituție de învățământ extrașcolar? Sistemul de învățământ artistic reprezintă mecanismul de bază privind depistarea, instruirea și promovarea copiilor talentați în spațiul urban și rural. Este o oportunitate pentru timpul liber a copiilor. Este un loc sigur pentru copii cu părinți plecați peste hotare, a orfanilor și celor cu dizabilități. Este un produs intelectual pe care îl dezvoltăm, îl instruim, îl promovăm, transformându-l în valorile culturale naționale. Politicile și reformele educaționale din Republica Moldova își propun scopul de a asigura calitatea în educație prin demersurile ce propun implicare și responsabilizare, pe de o parte, iar pe de alta, planificare strategică și control, realizate în practică prin descentralizare. O premisă fundamentală este și învățământul artistic, ce joacă un rol decizional în formarea unei economii globale, în formarea unei societăți globale, în cunoaștere și a unei societăți care studiază întreaga viață. Unul din cei mai importanți factori de schimbare este capacitatea de a promova tehnologiile noi, precum și disponibilitatea de a coopera cu alte ramuri ale educației, de a crea legături între activitățile performante și competitive din ramura cunoașterii, din economie și din viața societății. Astfel, învățământul artistic constituie o premisă a incluziunii sociale active în contextul schimbării economice, sociale și politice, care se petrec pe teritoriul plaiului nostru. O ramură deschisă a învățământului aduce cu sine avantaje în condițiile respectării diversității, dar presupune eforturi continuu în vederea înlăturării barierelor și în dezvoltarea unei rețele de învățământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea și cooperarea. Misiunea școlii noastre. Ademontul scopul artei nu este să reprezinte aparența exterioară a lucrurilor, ci semnificația lor interioară, a zis Aristotel. Educația se face într-un parteneriat educațional, de aceea am constituit un grup parteneriat cu precizarea direcțiilor proprietare și a rolului asumat. Avem în cadrul școlii parteneri ca cei ce reprezintă raionul, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică Uncreangă, Biblioteca Municipală Unisipru Ghibu, Asociația Pleiades Iași, Asociația Ecovizio, precum și acest parteneriat frumos care este reprezentat de către dumneavoastră, Salonul Literar Artistic Arta prin Educație. Și fiindcă este despre flori astăzi, avem multe culori la portița primăverii. Primăvara, în timpul primenirii și a reînvierii vieții, este întotdeauna un izvor nesecat pentru copii îndrăgostiți de artă și frumos. Iar tematica de primăvară are un specific aparte, pentru că elevii sunt captivați de gamele cromatice ale naturii multicolore. Am marele noroc să lucrez și în calitate de profesor cu mulți elevi talentați, care sunt înzestrați cu har artistic. Orele de activitate de lucru cu elevii mei o anticipez cu sensibilizarea lor asupra fenomenelor naturii și contemplarea de ei a frumuseții naturii, a primăverii în acest moment. De obicei, contemplarea frumuseții naturii se produce chiar în mijlocul ei. Ieșim în preajma școlii de arte plastice, unde copiii pentru câteva minute contemplează natura, o admiră, o simt. Acest exercițiu îmbinat și cu vizionarea filmulețelor, analiza fotografiilor, este foarte important pentru trezirea interesului artistic al elevilor. Un rol aparte în organizarea activităților îl are și răsfoirea cărților cu poezii, cu povești, iar cele două limbaje artistice, cuvântul și culorile, se împletesc frumos.
complimentându-se unul pe altul, conducând la un rezultat artistic impresionant. În clipele de apogeu ne vine în ajutor și muzica, care îi predispune pe elevi la meditații artistice excelente. Când razele după amiezii se înclină ușor spre orizont și cerul are mii și mii culori, dragii mei elevi, prinși frumos la portița primăverii, aștern poeme cu culori. Precum și Gabriela, în aceste clipe așterne culori pe foaie, în urma unei naturi statice de-a dreptul impresionantă, ce o admirați cu mare pasiune, cei de acolo. Eu am dat drumul la, nu știu dacă se și aude, deci acesta e videoclipul prezentat de dumneavoastră, se vede? Se vede. Se și aude melodia? Melodia nu se aude. Asta e, dar oricum... Ele vor fi prezentate pe urmă și pe YouTube și le vom vedea foarte frumoase. Spune câteva cuvinte despre tablourile noastre, doamna Doritana. La dumneavoastră. Lucrările dumneavoastră. Da, cer iertare, doamna Gabriela, ce m-ați întrebat? Dacă puteți spune câteva cuvinte despre tablourile noastre care le prezint acum la videoclip. Așa, deci am executat o serie de lucrări primăvaratice. De fapt, în palmaresul meu am mai multe tematici, dar am selectat acele ce corespund genericului respectiv. Sunt lucrări executate din piele naturală. Sunt niște momente interesante care specifice acestui gen. Aceste lucrări sunt executate în cadrul orelor arte decorativă aplicativă, care am zis mai sus. Sunt ingenioase, am practicat acest gen de artă și cu copii. Feriți cu mare drag. Sunt toate, deci au și pictură și pictură pe piele sau cum? Că acum observ. Acesta e doar simplu modelarea pielii după o încălzire a ei la ara focului, la lumânare, să zicem așa, la o fierbințire a pielii, ea își vede forma. Dar evident că este necesar să mânuim bine, să avem bine gândită forma, compoziția, după care ele se modelează petală cu petală. Observăm în imagine o rămurică de floare, da? Înțeles. Flori de măr, flori de... Cum se termine? La fiecare anotimb avem flori. Am practicat acest gen de artă, doar redarea florilor. În dependență de anotimpul care îl avem în preajmă. Și aici avem anotimpul primăvara, florile care sunt... flori de cainse, flori de măr, flori de cireș, flori... Da, fiecare gamă este reprezentată printr-un... are o semnificație aparte și specific unui gen de copac, de fruct, de... Mm-hmm.
Acest gen de activitate. Da. Și astea ale copiilor, mă un pic. Așa, aici avem o imagine pe care... Atenție la calculator, să vă auziți noastră, că se aud zgomote din fundal, vă rog. Lucrări de ale copiilor, la fel state în tehnica acuarelei și a acrilului, naturi statice, compoziții. Poate prezintă genericul florii pascale, flori de bucurie. În cadrul școlii de arte plastice avem copii cu diferite vârste, de la 6 ani, la, după cum observați pe imagine, până la 18 ani. Iar Gabriela, cine pictează această natură statică, are 18 ani, are în palmaresul ei de acum peste 300 de lucrări executate în diverse tehnici și ceea ce este destul de impunător, acest talent care ne duce faima și în cadrul multor parteneriate sunt motivați de fapt copiii aceste concursuri, aceste prezentări, precum suntem și azi în acest eveniment interesant și colorat, unde avem ocazia să vedem și alte lucrări de altor colegi, fie muzică, fie literatură, poezie, tot ce este într-un final, toate fac parte din arta frumosului și toate împreună se combină armonios și de toate trebuie să ținem cont și să le admirăm în maximă măsură. Experiența de altfel o avem cu copii diverse vârste în clasă. Cei mici au o bună experiență de la cei măricei și uite, în felul următor se... putem vedea și admira aceste lucrări ingenioase. Avem lucrări, iată, acum le vizionăm din cadrul filialelor. În cele 7 sate ale raionului Telemești avem filiale, unde la fel copiii își dezvoltă simțul artistic prin profesorii care îi îndrumează frumos și la fel îi promovează în diverse concursuri, în mod vându-i să-și dezvolte talentul. Aici lucrare din piele avem, care la fel din compoziție creativă, compoziție în acuarelă, o gamă interesantă care este bazată pe 3 culori. Aici avem prezentările copiilor și profesorii coordonator, foarte frumos. Da. Profesor coordonatori Liviu Donov, Tatiana Mațui, Olga Mardari. După ce terminăm prezentarea acestui videoclip, aștept și pe doamna Olga Mardari să vorbească câte ceva de picturile domniei sale și chiar va și recita din poezii. Toate lucrările realizate de copii stau aranjate atât de bine și de jucăuși și în aceste momente ne vine în ajutor Liliana Rotar, director adjunct al acestei instituții, care ne încununează aceste opere și le dă un suflu mult mai frumos pentru spectator, ca să le poată cuprinde, că contează mult acea melodie, acel mers al lucrărilor pe care le vedeți. Mulțumim pe această cale, Liliana. Da. Mulțumim frumos.
Aveți grijă la sunete, la mișcările astea se... Doamna Olga? Bine v-am găsit în cadrul acestei activități extraordinare și de câteva zile. La foarte multă lume le spun că eu astăzi am o activitate în Ploiești. Mi-aș dori foarte mult să ajung la Ploiești. La Ploiești, înseamnă că noi suntem multifuncționali. Mi-aș plăcea foarte mult în instituție, în ospeție. Eu mă numesc Olga Martari. Sunt profesoară la Școala Raională de Arte Plastice Nicolae Moisei. Sunt discipola domnului Nicolae Moisei, maestru în arte. Și pe această cale regret foarte mult că a plecat deja de printre noi, dar noi îi urmăm cu demnitate visul, încadrând în această instituție foarte mulți copii, ca să le arătăm ce este frumosul, să-i sensibilizăm în culoare și din asta, de ce nu, pot să-și facă și o carieră. În practica mea de pedagog de 35 de ani, am foarte mulți discipoli care mi-au urmat calea și mă bucur foarte mult de ei. Să zic că în arsenalul meu de picturi este... Să zic că este foarte mare, nu pot să zic că m-am ocupat foarte mult de pedagogie în acești ani, dar iată, pandemia mi-a adus și niște beneficii. Începând de anul trecut, stând acasă și lucrând cu copiii la distanță ca să-i motivez, am început și eu să pictez așa, să zic, mai sufletește. Astăzi vreau să vă prezint două lucrări în care una se numește La poarta primăverii, care o prezint în acest proiect frumos, îndrăgostită fiind sau și cu nostalgie foarte mare de casa părintească. Am realizat o lucrare în ulei cu cuțitul de paletă, în tehnica cuțit de paletă, în care am vrut să arăt frumusețea primăverii, prospețimea culorilor. Este o gamă de albăstrui verzuie care remarcă copacii înfloriți, o poartă care îi așteaptă cu dor pe cei plecați și o fântână cu cumpănă care așteaptă fiii să bea din apa coritoare. Vă rog frumos să ridicați puțin mai sus tabloul în fața dumneavoastră să-l vedem și noi. A dispărut complet asta. Da. Sunt din cele care mi le-ați trimis, doamna Olga? Da, da, sunt acele două lucrări care le-am trimis. O să le și se vede. Uitați aici, doamna Octavia. Este realizată în tehnica ulei, cu cuțitul de paletă. Chiar știți... Îmi este acum foarte caldă, miroase a ulei, miroase artiști într-un fel așa și parcă mă duce în această lume miraculoasă a satului, unde iată primăvara își revarsă frumos florile peste tot ce este viu. Mai am o lucrare care tot are o semnificație așa frumoasă, natură statică, flori de măr în preajma Paștelui sau la sărbătorile pascale. Să vă zic că această lucrare tot are o istorie interesantă. Dacă anul trecut nu ne-au permis să mergem în Sfintele Lăcașuri să ne rugăm să întâmpinăm lumina învierii, eu... Dimineața, în zori de Paști, iată, am realizat această lucrare. Este o acuarelă
așa, care denotă o masă de sărbătoare sau este mai mult decât o sărbătoare, este sărbătoarea învierii. Aceste flori puse într-un mulcior tradițional, un cozonac, ouăle roșii și prosopul sunt niște simboluri care ne remarcă pe noi ca neam, ca demnitate, ca niște creștini care, uite, am putut să trecem această barieră și să întâmpinăm Sfânta Lumină în casele noastre și totodată și în sufletele noastre. Și iată, la această temă, atunci când am fost anunțați de doamna Svetlana că suntem într-un parteneriat, eu de ceva timp încoace mai scriu și versuri așa, mă alin și cu cuvântul. Și una din poezii este special pentru activitatea de astăzi. Florile iubirii. Azi florile iubirii își desfac petala de-un roz plăcând, îngemănat cu alb, și în ele universul atâția raze care se râde soare pe-al vieții scump altar. Din florile iubirii azi împletesc coloană prin brațul crucii blând să împodobesc smerit. Cum ar fi ea viața, când dulce, când amară, să merg pe drumul meu spre cel împodobit. Florile iubirii deschid a vieții taine, ce curge în mister pe suflet obosite. Ridică mele brațe cu rugă către cer și înflorește crucea pe fața răstignită. În florile iubirii eu m-am trezit de-a pururi și haină nouă îmbrac din imnul învierii. Cu flori de bucurie se umple astăcerea și în pace le încoboară pe frunte mângâierea. Mulțumesc mult și mai am încă o poezioară. Stau muguri. Stau tanga de cireș de-un alb curat în fașă de violet verzui. Ce cuptorul își desfac încet sub raza soarelui zglobie. Ei se întrec la desfăcut petale în mii rochițe albe, valsul începe și melodia asta primăverii e plină până ceruri de miresme. Mișcarea albului din seva de cireș împodobește crengile mirese și ochiul îl orbește, dar dă sens că întâlnire ai cu universul. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Sperăm să mai colaborăm, să promovăm și talentele noastre și elevii noștri și să dea Domnul multă sănătate și multă lumină în sufletele dumneavoastră. Mulțumim, dar rugămintea este să mai spuneți odată titlul celei de-a doua poezii. Stau muguri. Deci muguri, sunt da. În generic, doamna, Florile iubirii și stau muguri. Da. E frumos. Doamna director a jungle, Liana, ne spune câteva cuvinte și domnia sa. Eu, dar nu sunt pregătită. Eu altă dată o să particip. Ceva din suflet? Noi vă mulțumim pentru redarea videoclipurilor și toată activitatea aceasta care face oportună colaborarea între noi. Mulțumim mult! O tematică a fost una foarte interesantă, care ne-a dat multe idei și pe viitor sperăm că o să facem și mai multe lucrări și mai multe filmulețe cu mai mulți profesori implicați. Mulțumim! O nota bine din partea mea este că am
vizionat cu foarte multă atenție videoclipul cu picturile elevilor de la 5 la 6, la 18 ani, cât sunt acolo. N-are importanță ca număr, ce are importanță din punctul meu de vedere realizarea artistică. Se vede în toate picturile pe care le-am văzut foarte multă poezie, foarte multă dăruire și foarte multă viață. Iar din punctul meu de vedere, cred că astăzi, prin acest salon literar, va ajunge la lumina generațiilor viitoare prin întocmirea unui abecedar de pictură ale copiilor de la Chișinău pentru copiii care vor fi peste 20 de ani. E o chestie extraordinară ce s-a realizat. Iar poeziile citite de doamna, nu am cuvinte ce să spun, decât că sunt de un lirism extraordinar, au foarte multă culoare și foarte multă viață conform anotimpului pe care astăzi noi îl trăim cu toții. O primăvară pur românească, o primăvară bogată în poezie și în flori pascale. Acea pictură unde scoate în evidență motivul pascal mi-a trezit multe nostalgii din vremea copilăriei mele de sărbătorile de Paște. Dar vom vorbi cu altă ocazie. Vă felicit! Mulțumim! Deci o să rămână fata în cameră să picteze, o să o conectați dumneavoastră, să o proiectați, da? Urmează un moment muzical, dar o să trimit și înregistrarea doamnei conferențiar universitar dr. Lucia Cicoară Drăgan. Vorbim de imediat. Minunea acestei prezentări, ce va urma, îmi încarcă sufletul de bucurie ascultând acest microrecital al copilului Fabian Andrei Titea. Înzestrat cu atâta har de la Dumnezeu, eu mă rog să-i fie deschisă calea spre o performanță extraordinară, să-i încânte pe oameni cu marele lui talent. Fabi, cale luminoasă și felicitări profesorului tău, mentor, Marian Sava, profesor de vioară la Liceu de Muzică Dimitrie Cuclin din Galați. Thank you.
Am să rog pe doamna Trudov-Olga, o să prezint și auditiv momentul. Bine ați venit tot de noi. Te spune câteva cuvinte. Mă auziți acum? Da. Deci, Paștele este cea mai veche și importantă sărbătoare a creștinității, care a adus omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice. Prin sacrificiul lui Iisus Hristos, învierea fiind, după cum spunea Părintele Asenie Boca, singura minune care se arată tuturor credincioșilor și necredincioșilor. Scopul acestei sărbători creștine este amintirea vie a patimii, a morții și a învierii lui Iisus Hristos. Sfânta Scriptură a Noului Testament spune că Iisus Hristos, înainte de a pătimi, a prezis de mai multe ori că va fi răstignit, dar la treia zi va învia. De teama aceasta, iudeii au pus soldații de pază la mormântul lui Iisus Hristos, totuși minunea s-a întâmplat. După intrarea solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a fost judecat și răstignit, a murit pe cruce și a fost pus în mormânt, iar după trei zile a înviat din morți. Duminica, la 10 de dimineață, Iisus Hristos a înviat ca un biruitor cu puterea dumnezeirii sale. În cele trei zile a învierii ard în văzduh trei candele mari, ce nu le vede nimeni. Paștele are o conotație spirituală, una care ne vorbește despre sacrificiu, despre o nouă viață, despre pacea sufletească și inima noastră, care este inundată de plin de lumină divină. Bucuria vine din credință, liniștea vine din speranță, pacea vine din iubire. Lumina sărbătorilor pascale se prindează sublim în sufletul nostru, făcând ca aceasta să vibreze de fiecare dată de fericirea slăvirii. De asemenea, sărbătoarea Paștelui este și un prilej de reuniune cu membrii familiei, când se lasă deoparte grijile și problemele, de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptă către fapte bune și recunoștință. Vreau să menționez în câteva cuvinte despre această sărbătoare expusă, sau mai bine zis, s-a acordat o atenție, deci domnul Ion Machedon în scrisoare cu gust de cireșe amare, spunând astfel: odată cu trecerea zilelor, a anilor, vin și trec și sărbătorile creștine, pe care le știm de când am deschis ochii pe acest pământ și le-am moștenit cu sfințenie de la înaintași. Și tot de la ei am auzit că dacă nu crezi în Dumnezeu, degeaba te-ai născut, fiindcă ai trecut ca o umbră pe acest pământ. Și mai menționează domnul Ion Machedon în Nostalgii de odinioară: nu se mai ține post, din păcate, chiar și de aceste sărbători frumoase pascale. Unii își întorc spatele, se urăsc, se încaieră până și pe scările casei Domnului. Anii au trecut și lumea s-a schimbat în defavoarea culturii, a bunului simț, a respectului, a dragostei față de semeni. Măcar în aceste zile ale sărbătorii pascale să fim mai buni, mai înțelegători, mai toleranți cu noi înșine și cu toți ceilalți. Menționează domnul Ion Machedon în cărțulia sa Nostalgii de odinioară. Și într-adevăr, în aceste sărbători, în aceste zile, în aceste clipe, înainte de marile sărbători, eu mulțumesc domnului că vă cunosc, vă știu, am alături, îmi sunteți foarte aproape și sufletește, mi-ați călăuzit calea, mi-ați arătat un drum frumos spre promovarea frumosului în lumea aceasta tulburată. Și fiindcă
Doamne, Doamne, m-a ajutat și în sfârșit vă aud și vă văd și mă auziți și mă vedeți. Eu pot savura, vă pot savura fiice, clipă fiice, segment fiice, discurs condus de domniile dumneavoastră. Și am pregătit și pentru astăzi, dintr-o culegere a mea micuță, un cântecel de Paști. Azi totul parcă-i mai frumos, pământ și zări albastre, e pentru că a înviat Hristos în sufletele noastre. Azi totul parcă-i mai divin, și glasul și privirea, iar sufletele noastre vin să-i dăruim iubirea, iar sufletele noastre vin să-i dăruim iubirea. Azi totul parcă s-a schimbat în pace și împlinire, Iisus fiindcă a înviat spre a lumii fericire. Azi oamenii mai buni sunt toți, din ce gândesc și-ar spune că a înviat Hristos din morți, a Domnului minune, că a înviat Hristos din morți, a Domnului minune. Foarte frumos! Cu sărbătorile ce se apropie, eu vă cuprind cu drag, cu dulceață multă. Vă mulțumesc și fiindcă, într-adevăr, promovăm copilașii noștri, am pregătit o fetiță, dar vă rog foarte, foarte mult să nu mi-o criticați prea dur. Este abia a treia lecție cu ea și e micuță, dar a vrut, într-adevăr, să participe, să o vedeți, să vă vadă, să vă cunoască. Sperăm să ajungă și acolo, că îmi zice, doamna profesoară, dar prietena mea din România o să mă vadă? Sigur că o să vadă. Eu vă mulțumesc mult și cu sărbătorile ce se apropie. Fiți în paza Domnului și binecuvântați. Și noi. Să ne rugăm cu toții pentru binele omenirii întregi. Vă mulțumim mult! Și noi vă mulțumim pentru așa minuni. Am să rog cei care vor lectura din creația personală. Doamna Iulia Dragomir, sunt în cameră. Irina, doamna Silvia Lărgeanu, Alina Spătaru, dacă e și aici. Irina Gatrinescu a reușit să se conecteze? Bună ziua, da, a reușit și Irina, din câte știu. Dar nu văd.
Să-și camera. Știam că este acolo. Să deschidă camera. Da. Iulia, încep tu câteva cuvinte până... Am pregătit poeziile. Am două poezii pentru astăzi. Poezia Te iubesc și Preferință. Sunt scrise destul de recent, în martie. Te iubesc. Trec pe aleile sufletului cu farul în mâna dreaptă. E o adevărată aventură să deslușesc din vegetația vremii intrările și ieșirile în bucuria codrului bogat în viețuire. Unde privesc, se deschid cotloane labirintice cu vedere spre râul intersecțiilor. Bine că am învățat să urmăresc cu timpul mușchiul copacilor. E nevoie de busole pentru potecile neștiute de spiritul străzii. Sunt apa din care se hrănesc cu preumblări foșnirile albastre. Când scriu, îmi deslușesc identitatea. Și preferință. Nu știu cum se cuibăresc între clipe sublim miracolele, cum se proiectează în divinație parfumul ezoteric al pianului atins de buricul degetelor. Aș fi fost capricorn de nu ar fi cărat mama pe brațe timpul gata de încolțiri. Cândva am privit cum stelușa pășa pe Jupiter cu visele despletite la picioarele vieții. Aurii, sentimentele s-au decantat măiastru, strălucesc ca briliantul, au mușcat din verile calde, din zăpezile sticloase. Se simt în atitudinea copacilor ce-și pleacă roadele pentru degustări. Nu știu cum se cântăresc uimirile. Prefer în orice anotimp dragostea. Doamna, și eu mulțumesc, doamna Silvia Lărgeanu. Bună ziua! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi de primăvară și am pregătit două poezii. Flori de primăvară. Sunt mirese cu voaluri cochete, au siluete demne de zeițe, stau în grădini și se încălzesc la soare, mărite doamne cu mișcări discrete. Își etalează culori pastelate, parfumul lor invocă primăvara, se relaxează pe covorul ierbii și definesc cu grație splendoarea. Te prind în mreje și te năucesc, bobocii lor pocnesc de fericire, firave creaturi iubesc pământul și Dumnezeu le-a indus gândul. Și cealaltă poezie se numește Narcisele rebele. Azi mi-au fugit narcisele de acasă, mânate de un gând nebun, și au lăsat în urma lor pământul arid și aspru să sufere oftând. Toți pomii le-au privit întrebător și poala lor de flori roz aurie s-a lăsat moale pe poteca vieții să plângă în suspine din amor. Firele ierbii le-au urmat tăcute, năvalnice și galbene cum sunt, în primăvara asta nesupusă, ele sunt tocmai raiul pe pământ. O floare de cais privea uimită, nu pricepea sensul acestui fapt și îi tremurau petalele de teamă că e contemporană cu un păcat. Mulțumesc frumos! Și noi mulțumim! Menționez faptul că dumneavoastră, alături de Iulia, a fost alături de noi la fiecare ediție. Chiar din stagiunea trecută, nu mai știu când, a treia de la Casa de Cultură. Și vă mulțumesc pe această cale. Aș dori să pun întâi auditiv poeziile doamnei conferențiar dr. Lucia Cicoare Drăgan. Cu speranțele micuțe, speranțele micuțe prea sfioase sunt acum, când afară plouă, ninge, când înfloresc câmpile, înzăpezesc cărările, când zboară cocorii și se împrăștie norii. Cine în timpuri prea umbrite toarnă în cupe aurite, muzelor atâta fericire și iubire, încoteind cu miresme fine, dulceața frazelor sublime, înălțând imnuri razelor de soare, ridicând viitorul pe coama splendorilor, povestind speranțelor despre curcubeul minunilor,
acela-i craiul curajos ce convează prea frumos vibrația luminoasă, mângâind harpa cu strune de raze, dăruind viitorului speranțe ce vor să vină pe o cale de lumină. Revelație, înfloresc florile din livadă, superbă e revelația de primăvară. Ce parfum îmi dăruie mie atâta bucurie, încât am descoperit regalul fericirii. Aici pacea adoarme la marginea crângului și se trezește la cântatul cucului. Ce minunată ești primăvară! Tu mă faci să mă îndrăgostesc iară. Ghiocei. Am aflat că ghioceii au ieșit pe sub zăpadă și cu mare bucurie au adus vestea cea mare. Primăvara vine iară. Speranțele în văzduh se avântă, încălzite chiar de soare și de strigăt de cocoare. Viața prinde iarăși verbă, văzând soarele pe cer. Veselia iară naște în inimile tuturor. Parcă primăvara asta va fi una mai specială, fiindcă oamenii de acum zâmbetul și l-au pierdut. Măcar soarele să vină să încolțească mugurii speranțelor. Ce se întâmplă de o vreme? Unde mergem noi de acum? Știe cineva? Ascultați la mine, prieteni! Mergem înainte! E prea mult. E deja prea mult. Răbdarea mea a îngenunchiat. Liniște? Oare nu-i prea multă liniște acum? Unde sunt copiii? Unde s-au dus oamenii? La capătul satului, santinela te somează. Stai pe loc sau treci în bârlogul tău. Asta nu e oră de plimbare. Stai acasă dacă nu vrei proces verbal. Câinii o duc mai bine. Au voie să se plimbe. Ciudă-mi-e pe câine. Are voie să se plimbe. Da. Irina Catrinescu, mulțumesc. Da, bună, bună. Ești alături de noi. Menționez faptul că și ea a fost aproape la toate edițiile de când a venit alături. Te ascultăm. Da. Pentru azi am pregătit două poezii recente. Eu am întâmpinat o perioadă de deșertică în ceea ce privește creația. Prima poezie a fost, se referă la o experiență și consemnează distanța dintre experiența trăită și, de fapt, ce a însemnat ea în raport cu veșnicia. A fost, pentru mine, înseamnă că nu a fost niciodată. Deci dacă ceva nu este, înseamnă că nu a existat niciodată. Pentru că timpul trecut nu există, de fapt. A fost odată un Adam cu o fată, pe veci pierdută, veșnic adorată, pictată într-o noapte pe o piatră. A fost un fum cu o roată, o gloată, o coală goală aruncată în vis, în adins, un suc de nuc, un cuc, un muc de țigară pe afară, a fost un foc străin, un arlechin. Deci, această poezie concentrează una dintre experiențele pe care eu le-am considerat fundamentale. Din păcate, a fost doar o experiență, a fost doar o etapă, nu a fost ceva care să-mi întregească ființa. Iar a doua poezie reflectă sau descrie una dintre experiențele care mi-au revelat dimensiunea, să zicem,
dimensiunea mitică a fiecăruia și eternă. Și atunci când mi-au venit în minte gândurile, se refereau la, sunau ca o rugăciune, în sensul că dacă Dumnezeu ar lăsa atâtea experiențe pe pământ, probabil că totul ar fi mult mai, mult mai frumos. Deci, dialogul este cu divinitatea, dar este ca o mulțumire și ca o revelație sublimă. Mai lasă un soare, mai dă un cuvânt, mai fă din mare pământ. Mai lasă fântână din stâncă, mai fă din iubire poruncă. Lasă cântec pentru pântec, sărbătoare peste întâmplare, cuvântul mirare. Pentru mine cam așa arată căsătoria. Între căsătoria, adică în inima noastră. Ne dorim să ne căsătorim. Poate să fie cu o idee, cu Dumnezeu sau cu oricum. Dacă îmi permiteți, doamna Cătinescu, o jumătate de minut, dacă îmi permiteți, cu un amendament la ceea ce ați spus, că pentru noastră, sau, dacă am înțeles eu greșit, nu există trecut. Fără trecut nu există prezent, fără prezent nu există viitor. Iar generațiile, odată cu dispariția unei generații, atunci se face și bilanțul timpului pe care fiecare l-a parcurs în existența lui pământeană. Iar ceea ce va rămâne prin timp înseamnă că timpul există cu adevărat. Și nu este ca unitate de măsură a vârstei, a anilor pe care fiecare îl trăim pe acest pământ, ci există ca existență a ființei umane pe pământ. Da, da, foarte, sunt de acord întru totul. Bineînțeles că n-am fost foarte explicită. Timpul obiectiv, așa cum îl vedem cu toții, înseamnă trecut, prezent și viitor. Timpul subiectiv, probabil că le înglobează pe toate sau pe niciunele. Deci e vorba despre o perspectivă relativă asupra timpului, subiectivizată și interiorizată. Și ciclicitatea aceasta, de fapt, se referă la veșnicie. Deci a fost, nu era vorba despre un timp obiectiv, ci despre faptul că nu contează dacă ceva a trecut, dacă face parte din ființa ta, este mereu acolo. Dar dacă conștientizezi că ceva a fost doar o etapă, a fost doar o etapă și nu a fost pentru totdeauna, nu a fost mereu, e ca și cum e ceva consumat, nu este ceva care să se împrospăteze permanent, ca un zbor. Iar ți-a dus în discuție veșnicie, în opinia mea, mitul blagian că veșnicia s-a născut la sat, în opinia mea, este deja demolat. Trăim alte vremuri, veșnicia nu s-a mai născut la sat și nu știm unde se va mai naște de acum încolo veșnicia, raportându-ne la timpurile în care trăim. Da, Blaga avea o perspectivă mitică asupra veșniciei și o perspectivă tradiționalistă și expresionistă. Nu. Cum am referit la asta? E o discuție mult prea complicată. Pentru mine ceva care, o experiență trăită, care la care nu mă pot raporta ca și cum face parte din ființa mea, înseamnă că este ceva care a trecut, ceva care nu este pentru totdeauna. Eu zic să vă întâlniți împreună. Păi vrem, nu vrem în gen, vrem, nu vrem, trecem. Azi trecem în ziua de mâine, mâine poim și tot așa. Dar privindu-ne în urmă și contabilizând ceea ce rămâne în urmă, și bun și rău, eu zic că asta este veșnicia noastră. Da, da. Să știți că este o perspectivă pe care pot să o îmbrățișez. Cred că e vorba despre terminologie la noi. Nu cred că e vorba despre o contradicție. Sunt convinsă că nu am reușit eu să exprim exact ce am vrut să spun acum în momentul ăsta. Nu sunt familiarizată foarte mult cu acest format în care să mă expun, dar înțeleg ce ziceți și sunt perfect de acord cu ce spuneți. Mulțumim mult, Irina. Vă mulțumesc. Doamna Anton Camelia, ascultăm. Bună ziua, în primul rând, mă bucur foarte mult să fiu aici. Mai încet un pic, că se e bruiaș.
În regulă. Îmi spune dacă e bine. E perfect. Gata. Da. Prima poezie pe care o voi recita este, se numește Mă învață mânzirea. Doamne, mă învăța mângâia fără palme. Nu cumva pe înserate într-o fată, că nu pot atinge iar. Îmi permite să pot spune, chiar de nu mai sunt din lume, fiecăruia în parte ce-am în suflet, de departe. Tu-mi lasă o fereastră să o iau cu mine acasă și din când în când pe ea să mă bucur de o mireasmă. Doamne, rogu-te a mă lăsa pe oriunde mă-i purta, să-mi iam peste hotare călăuză inima. Următoarea poezie se numește Dor de oameni. Încă aștept cu înfocare, chiar și în razele de soare, dintr-o viață oarecare, caut om în fiecare. Poate n-au căzut din rai dorurile de oameni, stai, că mă îndeamnă o mânare, chiar și în visele hilare. Parcă știu din vechi hotare, dintr-o viață oarecare, numai că uitat am care, îi aștept să se coboare. Poartă brațe ce înalță, glas de mame ce răspață, suflări calde, cristaline, atingeri blânde și fine. Se cobor pe scări divine, pe pământul care vine. Au un suflet o povață, straniu, simplu, dor de viață. Iar ultima poezie pe care o voi recita se numește De unde timp. De unde știu de treci sau vii? Și ce indice am cu tine? Sau poate azi decizi să-mi vii când mai deschizi o zi de mâine? De unde ești? De unde vii? Și cine clar ți-a pus un nume? Mi-aduc iluzii, fantezii și întrebări de lume. Aș vrea să adun din depărtări și azi, și ieri, și mâine. Să-mi fii tu timp, prilej de alinări, cu vremuri line pentru mine. N-am să te rog să te oprești, nici nu implor suspine, am să te observ doar când zâmbești și am să fac ce-mi vine. De ochi închid, te simt resort, te știu viu într-o lume ce în inimă și în suflet port, iar tu de afară doar un nume. Mulțumesc frumos! Și ne mulțumim! Creieți un fel de manifest al eu-ului personal care vă manifestați mai mult sub semnul întrebării, iar răspunsurile vin la fiecare întrebare prin poezia pe care o scrieți. Se vede o evoluție apreciabilă în opinia mea, comparație la ceea ce ați prezentat la și cu alte ocazii, și eu zic că este de bine. Poezia de la mijloc, poezia a doua pe care ați citit-o, trebuia să vă opriți la patra, la cincea strofă și într-adevăr era un tot unitar privind dorul față de oameni pe care o scrieți cu atâta bonjunism, cu atâta, cum să spun, cu atâta sinceritate și totodată cu atâta dezvoltură scriitorcească prin simplitate și prin mesajul aleatoriu ales. Tot înainte. E bine. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Nu plecați. Alina Spătaru, ești pe aici? Da, desigur. Dar nu te vedem. Dar... Nu poți? Nu știu cum. Ok. Ce facem? Citești un direct sau pun prezentarea videoclipul tău? Aș putea să citesc, dacă se poate. Că... Așa e și frumos. Te ascultăm. Așa. Se aude, da? Da, da. Te auzim, dar nu te vedem acum. Da. Pe mijloc e cerculețul acela cu cameră. Da, dacă da. Apăsa el.
Mă bucur că, că ne-am întâlnit măcar așa și vreau să prezint o poezie, ori două. Prima poezie se numește De Paști. Covor de flori a înflorit, știind de-a lui venire, natura s-a împodobit și totul astăzi sfințit cu a Domnului privire. Un glas de clopot murmurând din depărtări se aude și mi-a stupă al meu gând, un tril de păsări ciripind ce inima împătrunde. Mergând cu capul în jos plecat, puțin îngândurată, aud, Hristos a înviat, m-a salutat cu gând curat un puișor de fată. Adevărat a înviat, răspunsul mi-e îndată, trecând pe drumul cel scurtat, spre locul sfânt de aici din sat, căci Domnul mă așteaptă. Pășesc spre el cu gând curat, din inimă ce bate, căci pentru noi a înviat să fim cu suflet împăcat și plin de bunătate. Din strană se aud cântări ce slavă lui înalță, spre boltă în albastre zări, cu rugăciuni și lăudări, cu dragoste măreață. Lucește soarele de sus, pe toți ne încălzește, căci astăzi a înviat Iisus ce pentru noi a fost prăpus. Dar încă ne iubește. Smeriți la el să ne adunăm cu lacrimi de durere, a lui picioare să spălăm, ca desfrânata să ne aflăm, umili, cu mângâiere. Cea a doilea poezie se numește Se scurge timpul. Se scurge timpul nemilos prin crăpătura vieții, îmi amintesc de acel frumos din anii tinereții. Eram lipsită de nevoi și n-aveam grijă în minte, ah, de-aș întoarce înapoi acele clipe sfinte. Mergeam cu, la slujbe cu ai mei buni, atunci în postul mare, îngenunchind la rugăciune în zi de sărbătoare, ne stăruiam să fim cu minți să nu ne vadă sfinții și aveam atâtea rugăminți de se mirau părinții. Plângeam la Sfintele Scripturi, la Sfânta Liturgie și poala plină cu copturi umpleam cu bucurie. Era căldură împrejur, răbdare, înțelepciune, dar astăzi timpul este dur și plin de înșelăciune. Vă mulțumesc frumos și felicitări tuturor cu ajunul Sfintelor Sărbători și Sfintele Sărbători să aducă lumină în casele tuturor. Și eu mulțumesc că vis-a-vis de opiniile soțului meu, eu zic că ar fi bine să facem măcar o dată pe lună, să ne întâlnim literarii, fizic mai greu, că nu putem să-i luăm și pe cei din Basarabia și aici. Deci găsim o formalitate și fizic cu cine se poate. Ceea ce a produs astăzi pentru mine în sens bun al cuvântului, doamna Catrinescu cu... și temă care merită dezbătută, dar nu în două, trei minute sau în devărmășie de gânduri, ci trebuie să dezbatem cu, cum spun, cu toate armele și cu toată sinceritatea, pentru că chiar merită, mai ales că veșnicia, în opinia mea, iar revin la veșnicie, una că nu s-a născut la vremea când Blaga a zis, dar în opinia mea veșnicia înseamnă doar pentru anumite personalități, anumiți oameni, pe care îi consemnează și vor rămâne în nemurire în istorie, cum sunt concret nume de școli, Alexandrie, Eminescu și nu știu ce. Restul generațiilor rămân sub colbul uitării, pentru că fiecare generație vine cu oamenii să rămână în nemurire, iar restul trec aici pe pământ ca și apa într-o continuă curgere și se duce până nu mai știm unde. Așa văd eu veșnicia. Mulțumesc, dar nu e timp să vorbim, că sunt prea multe și e foarte stufos programul de astăzi. Da, și ideea este că v-ați putea întâlni ca să dezbateți prin ochiul unui critic literar pe acele poezii și sfătuiri și, mă rog, alte conversații. Cu altă ocazie, acum e bine că ne întâlnim și așa. Păi da, nu, am zis că să programăm separat, dacă este o întâlnire. Vă mulțumesc frumos, dragele mele. Vă urez o zi minunată în continuare. Vor reveni în ecran doamna profesor Silvia Strătilă, alături de elevele sale. Da, sunt aici și vă zic o bună ziua tuturor încă o dată. Și aștept să se conecteze și elevele mele, sper că sunt și ele aici, dar... Amelia, îți mulțumim, rămâne școala Vasile Alexandrii. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă!
Da, iată că apar așa câte o floare și elevele mele și mă bucur foarte mult. Până se adună și sper să o facă cât mai curând, dragi saloniști, pot să încep, doamna Capela? Da, cum să nu? Păi vă ascultăm. Da. Dragi saloniști, vă spun încă o dată bună ziua la această ediție a cărui generic ne aduce mai aproape de florile bucuriei și ale învierii. Mai sunt câteva zile și ce sunt aceste zile în raport cu veșnicia divină, când se vor umple casele noastre de mirosul cozonacelor, când ne vom aminti că dacă mai este ceva frumos în noi și în această viață, este că Hristos e viu și în veci și în veci și în vie. Așa scria preotul poet Alexei Mateievici. La masa bucuriei a salonului din această ediție ne așezăm rostind primul cuvânt. Mulțumim de invitație celor doi oameni frumoși la suflet, Ion Machedon și Gabriela Alef Machedon. Și la această ediție vom continua cu rugăciune scurtă, pentru că suntem astăzi mai mulți, așa mi se pare mie. Poate că nu va fi această rugăciune ca la Argheze, ruga mea e fără cuvinte, scrie Argheze, și cântul Doamne îmi e fără glas, nu-ți cer nimic, nimic ți-aduc aminte, din veșnicia ta nu sunt măcar un ceas. Rugăciunea noastră scurtă, așa cum spuneam, pentru că toți vor să spună că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost la Dumnezeu, va fi exprimată prin poezia celor care s-au rugat prin poezie. Voi aduce spre atenția dumneavoastră, dragi colegi, câteva idei versificate din creația cu tematică religioasă a poetului Nicolae Dabija, pe care nu încetăm să-i regretăm absența. Nepotul arhimandritului Serafim Dabija, un duhovnic român deportat în Gulag în 1947, Nicolae Dabija are în creația sa și poezie cu tematică creștină. Una din poeziile pe care am citit-o recent și chiar cu această ocazie am selectat câteva versuri, se numește Dumnezeu. Scria Nicolae Dabija: ades pe bunul Dumnezeu îl simt murind în locul meu. Când gata sunt să cad în drum, pornit spre un iluzoriu țel, simt că pe umeri crucea cum mi-o ia să o mai ducă el. Și parcă îl aud din greu, oftând din cerul lui enorm, ce greu e să fii Dumnezeu, dar și mai greu e să fii om. Când pentru un pom ce moare sufăr, sau pentru roiul de albine, sau pentru floarea cea de nufăr, și Domnul suferă cu mine. Și de un țăruș legat când zbor, ori sunt rănit de un brebenel, cu fiecare muritor, eu simt cum sângeră în și el, ades pe bunul Dumnezeu, îl simt murind în locul meu. Poezia de inspirație religioasă, Dabijian, parcă a citit cu un al treilea ochi, Nicolae Dabija parcă ar fi citit cu al treilea ochi psalmii lui Argheze. Ochiul al treilea este o expresie și mă refer, e o expresie care confirmă genericul cărții, uneia din primele cărți a lui Nicolae Dabija, Ochiul al treilea, așa se numește, poate cu această ocazie, într-un context tematic, vom vorbi despre aceste poezii ale lui Dabija. Iată că poetul fiind considerat și prin această expresie șeful generației sale, iar de la titlul cărții, generația anilor 70, este numită Ochiul al treilea. Poezia intitulată la fel Psalm de Nicolae Dabija e a unui însingurat de lume, dar acoperit de suflarea lui Dumnezeu. Iată o altă poezie. Nu am, Doamne, nimic și zbogat, sunt, Doamne, cel mai bogat că te am, cu fiice mugur ce iese din ram, te-am aflat,
cu cerul ce-mi intră în casă prin geam. Nu te supăra, Doamne, că portă rău angene, că cel mai fericit am fost, fără să știu, când sfârșiat eram de fiare în arene, tu mă strângeai la piept toți ca pe un fiu. Și ce ușoare sunt lanțurile grele și piatra de sub cap mi-e piernă moale, în locul unde lacrimile mele se întâlnesc cu râurile tale. De fapt, v-am adus, stimații colegi, și în special, cred că le-am trezit curiozitatea colegilor mei de catedră, că poezia lui Nicolae Dabija, de inspirație religioasă, este atât de interesantă, este atât de profundă. Poate că ca și cea a lui Tudor Arghezi, dar iarăși zic că despre aceste lucruri vom vorbi într-un alt context. Le las în continuare pe elevele mele să citească cu vocele lor tinere și curate câte o poezie din creația religioasă a mai multor poeți români. E un fel de rugăciune participarea noastră la salonul din această zi. Un însemn ca înainte de Marea Înviere, cel puțin cu o poezie învățată, avem și noi îndrăzneala să-i cerem Domnului iertare. Iertare tuturor și vreau să ascultăm în continuare aceste voci tinere, Alina, Dumitrița, Cătălina și toate celelalte. Voi deja vă știți ordinea în care puteți să recitați. Cu permisiunea dumneavoastră, doamna Silvia Strătilă, ca să nu pierdem, cum spun, din cuvântul emoții dumneavoastră, din frumoasa prelegere pe care ați făcut-o regretatului Bija, spunea undeva în fulgere de gând încremenit, rugăciunea face legătura dintre pământ și cer, dragostea face legătura dintre cer și pământ. Și închei cu una dintre... Cu un catren sau o strofă dintr-o poezie în stil arghezian. Cu fața în sus, cu cernii mă așez ca într-un templu, miracolul creierii în mine să-l contemplu. Eu par doar o fărâmă ce o rupe universul și minte se fie fragil și firea versul. Deci despre Nicolae Dabija se poate vorbi tot așa, nu pe fugă. Dacă trebuie să luăm și să analizăm ori pe tema poeziei de dragoste, ori din punct de vedere poezie lirică patriotică, ori de pe poziția sa de fost senator al Chișinăului la... Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc și promit că voi face un studiu pe această temă, în un eseu cel puțin, văd eu ce-mi iese, așa, și în măsura în care îmi va permite inspirația, să fac un studiu mai amplu pentru lumini stelare, dar pentru asta am nevoie de cercetare, de lectură. Poftim, prietenilor! Alina Ceapa? Da, bună ziua! Numele meu este Alina Ceapa, iar poezia pe care o voi citi se numește Imn al Învierii, de Valeriu Gatencu. Vă cheamă Domnul Slavei la lumină, vă cheamă mucenici în veșnicii, fortificați biserica creștină, pietre vii zidite în temelii. Să crească în inimile noastre un om născut din nou armonios. Pe sufletele voastre să se implante pecetea Domnului Iisus Hristos. Un clopot tainic miezul nopții bate și Iisus coboară pe pământ. Din piepturile noastre însângerate răsună imnul învierii sfânt. Veniți creștini, luați lumină cu sufletul smerit, purificat. Veniți flămânzi, gustați din cină. E nunta fiului de împărat. Da, Alina a recitat o poezie din creația lui Valeriu Gafencu, un basarabean, un martir, un mare creștin născut în Basarabia. Iarăși, domnul Ion Machedon, e o altă temă de discuție și o altă temă pe care am putea o să o dezvoltăm în continuare.
Frumos. Am o rugăminte înainte, deci Cătălina Corniță va urma. Fiecare să țineți microfoanele închise pentru că vine fundal cu zgomot și este păcat să nu auzim vocile care cu sufletul curat redă emoție deosebită. Cătălina, te ascultăm. Cam microfonul, așa. Nu, de microfonul. Bună ziua! Eu sunt Cătălina și acum vă recita o poezie din imensa și valoroasă creația marelui Vasile Alexandrie, poezia Paștele. De Paști, în satul vesel, căsuțele înalbite, duce sub alor maldure de trestii aurite, pe care a cocostârcii înfipți într-un picior, dau gâtul peste aripi, tocând din ciocul lor. Un scrinciu mai la vale, pe lângă el adună flăcăi și fete mândre, ce râd cu voie bună. Și în sunete de vioare, de cobze și de nai, se întoarce horălină, călcând pe verde plai. Bătrân cu fețe stinse, români cu fețe dalbe, românce cu ochi negri și cu ștergare albe, pe iarba răsărită fac praznic la un loc, iar pe împrejur copiii se prind la luptă în joc. Și în scrâncepul se întoarce, purtând în legănare perechi îmbrățișate cu dulce înfocare, ochiri scântăietoare și ginga și zâmbiri ce viu răspând în aer electrice luciri. Mulțumesc frumos! Și noi mulțumim! Diana Crosu este aici? Diana? Da! Nu te vedem! Am o problemă cu... îmi face problema tehnică, nu pot să o aprind, păcate. Ok, atunci te ascultăm așa. Pe cruce, de Vasile Alexandrie. Iisus murea pe cruce, sub arșiță grozavă, pălea curata-i frunte ce-o sângera spinii. Pe stâncele Golgotei, tot cerul plestenei, părea că varsă slavă. Și chiar în clipa morții, huliră cărturari, fiecare oțelintă îl adăpau străjerii. Râdea cu hohot clota, cu spumele dureri și locărau tâlharii, zdrobită-i la picioare, zăcea plângând Maria și în adânc zbucnea blestemul din inimă de mamă, alături Magdalena, în lunga ei maramă, țipa făzând urgia. Departe ucenicii priveau fără putere, n-aveau decât să fugă în lumea ei cea pribeagă. Cu el se năruise nădejdea lor întreagă și fără mângâierea. Târziu porni mulțimea în pâlcuri spre cetate, pe drumurile înguste, cu lespe spardosite. Trecură fariseii cu fețele smerite și bărbile argintate. Măslini fără de frunze dormeau, mucnind pe coaste, în valea ca într-o pâclă, dormea Ierusalim. Pe cruce somnul morții dormea, de-acum sublimul, Iisus, veghea de oaste. Mulțumim! Alieva Elmira. Da, bună ziua. Mă numesc Alieva Elmira. Poezia în grădina Ghețimii. Iisus lupta cu soarta. Căzut pe brâu. Scuză-mă un pic. Apropie-te de microfon. Când te depărtezi, nu te mai auzi. Iisus lupta cu soarta. Cine pe paharul? Văzut pe brânci în iarbă, se împărtea într-un. Ceau suduri de sânge pe chipul ei alvarul și amarnica-i strigare stârni, asta e furtuna. O mână neîndurată, ținând grozava cupă, se coborâ mindul și o ducea la gură. Și o sete uriașă sta sufletul să-i rupă, dar nu voia să atingă infama băutură. În apa ei versuie jucau stelici de miere și sub veninul groaznic simțea că e dulceața.
dar fălcile încleștându-și, cu ultima putere, bucându-se cu moartea, uitase de viață. Deasupra, fără tihne, se frământau măslinii. Păreau că vor să fugă din loc să nu-l mai vadă. Treceau bătăi de arii prin vraiștea grădinii și urii de seară dau roate după prade. Poezia este scrisă de Vasile Voiculescu, poezia pe care a recitat-o Elmira. Grădina Ghețiman, da. Valentina Mărăcuța. Ea mi-a trimis aici sau mi-a trimis? Da. Aici? Bună ziua. Bună, draga mea. Te auzim, nu te vezi, dar te ascultăm. Da. Astăzi este recit poezia Hristos a înviat de Alexandru Vlăhuță. Și-au tremurat stăpânii lumii la glasul blândului profet și un dușman au văzut în fiul dulgherului din Nazaret. El n-a venit să răzvrătească, nu vrea pierirea nimănui. Desculți, pe jos, colindă lumea și mulți hulesc în urma lui. Și mulți cu pietre la lungă și râde el ca de un smintit. Iisus zâmbește tuturora, atotputernic și smerit. El orbilor le dă lumină și muților le dă cuvânt. Pe cei efimii îi întărește, pe morți îi scoală din mormânt. Și tuturor deopotrivă, împarte darul lui ceresc și celor care cred în dânsul și celor ce-l bagiocoresc. Urască cei fără de lege. Ce-i pasă lui de ura lor? El a venit să aducă pacea și înfrățirea tuturor. Din toată lumea asupriții în jurul lui s-au grămădit și în vijeliile de patim la glasul lui au amuțit. Fiți blânzi cu cei ce vă insultă. Iertați pe cei ce vă lovesc. Iubiți pe cei ce în contra voastră cu vrăjmășie se pornesc. Cât bine, câtă fericire și câtă dragoste ai adus și oamenii drept răsplătire pe cruce între tâlhar te-au pus. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Dumitrița Onciu? Bună ziua! Dumitrița Onciu, voi recita poezia Vederea. Hai! Prin ziduri negrite, prin izbuți zelei, apropie-te de microfon, iartă-mă că te întrerup. Apropie-te un pic de microfon, pentru că se aude sacadat. Așa e mai bine? E mai bine. Nu s-a auzit că poezia este de Mihai Eminescu. Învierea. Prin ziduri negrite, prin izul umezelei, al morții rece spirit se strecură întâlnire. Un singur glas îngână cuvintele de miere, închise în tratajul străvechii Evangheliei. Cu un muc în mâini moșneagul, cu barba ca zăpada, din cărți cu file unse norodul îl învață. Ca moartea e în luptă cu veșnica viață, că de trei zile învinge cumplit muncindu-și prada. O muzică adâncă și plină de blândețe pătrunde tânguioasă puternicile bolți. Pierea Doamne Sfinte căzu în orice colț, înveninând pre însuși izvorul de viețe. Nimic ca înainte-ți e omul ca un fulg și acest nimic îți cere o rază mânguioasă. În pâlcuri sunătoare de plânsete duioase, a noastre rugi părinte organelor se smulg. Apoi din nou tăcere, cu tremur și sfială, și negru întuneric se sperie de șoapte. 12 păsuri răsună, miez de noapte. Deodată în negre ziduri lumina de năvală. Un clopot lung de glasuri vui de bucurie, col un altar se uită și preot și popor, cum din mormânt răsare Hristos cu învingător, iar inimile toate sunesc în armonie, cântări și laude înălțăm, noi ție unuia, primindu-l cu psalme și ramuri, plecați-vă neamuri, cântând aleluia, Hristos a înviat din morți, cu cetele sfinte, cu moartea premoarte călcând-o,
lumina aducând-o celor din morminte. Mulțumesc! Și noi mulțumim! Maria Răducan? Maria Maricica? Bună ziua, mă aud? Da, da, te auzim. Da, acum nu mai te mai auzim. Nu te mai auzim? Ți-ai apăsat pe microfon din nou. Aș vrea să recit poezia Istoria se repetă, de Ileana Mărturisită. Istoria se repetă. Iisus și-a dus crucea, acum și-a dus un sac, legătura cu tine, așezată pe umerii tăi, de bătrânul Avram. Numai că fiul tău nu putea să fie înlocuit cu al lui, cu berbecul pregătit în jertfă. Cu privirile la mult râmnițata învierea a morților, nu se mai suflă o vorbă. Dar ei au înțeles în instinct că la el se apropie. Mișcarea lor aproape imperceptibilă mă face să mă clatin pe picioare. În curent viu împrăștie aerul apăsător. Cine ești tu, frate? Și cum te-ai ridicat și peste lor, firea lor și peste celorlalți? Răsuflarea ta rece ne-a înghețat inimile. Iartă-ne nouă frica noastră, cea de toate zilele. Iartă-ne nouă frica. Mulțumesc! Și eu mulțumesc. Tatiana Rusu? Bună ziua! Eu sunt Tatiana și în cadrul acestei ediții voi recita poezia Identitatea de Radu Gir. Ești, Doamne, bun. Eu, pământean și rău. Și în dragoste nu-ți seamăn nici în milă. Dar, după răni, sunt chip din chipul tău. De părd ospit din cer, nu din argilă. Nu ți-am rănit nici razele subțiri, nici tălpile străpunse de piroane. Dar tu mă faci părtaș în răstigniri și tot în gând o sânda din icoane. Simțit pe cruci pe care nu m-am vrut și din vieri pe care nu le-aș cere. Nu știu. Tu te cobori la mine, luță, eu mă urs pe rău tău bând fiere. Cu necerșită slavă mă încarci și încuie când sfințenia mă frânge. Oftând mă uit la rânele prea lungi și îți cresc alături. Sânge lângă sânge. Vă mulțumesc. Și eu, Vlada... Maria Staver. Da. Eu voi recita poezia Pieta de Ana Blândeanu. Mai dorm, mai dorm, atât de greu, somna seminței în pământ, ca să încolțească în primăvară ziul, cu moarte premoarte călcând. Mai dorm, visând cum celor din morminte, viața dăindu-le în vii, în groza bucurie care aprinde ochii bătrânii ai foștilor copii. Și atunci când peste iarna veșnicie, te vei trezi în soarele de-apoi, ridică-te în brațele Mariei și vine-ne, Iisuse, și pe noi. Și Vlad Atanasi? Bună ziua, mă aud? Da, e ok. Eu recit poezia de Paști, de Tudor Arghezi. La toate lucarnele și balcoanele au scos din cer îngerii icoanele și au prins pe scări candele și lumânări. Orașele de sus, în sărbătoare, au întins velințe și covoare și ard în potire mireasma subțire. Și din toate ferestrele odată, mii și sute de mii, herumvimii fac cu mâna bucălată la somnoroșii copii. Vă mulțumesc foarte mult, sunteți minunate. Mă uit la voi, nu știu, emanați atâta inocență și căldură și felicitări fetelor. N-am cuvinte. Și mulțumesc doamnei profesor că vă coordonează și vă îndrumă spre o cale frumoasă, îmbracă această cultură. Foarte bine a organizat și a regizat totodată acest moment poetic prin faptul că doamna profesor a căutat să înșdebeze
antologie de poezie românească din toate timpurile, începând de la Arghezi, la Radu Gir, la Vasile Populescu, la Alexandru Vlahuță și Eminescu și alții poeți, care, din păcate, unii chiar nu mai sunt, numele lor sau ei nu mai prea sunt citiți. Iar ceea ce ați făcut acum, ați prezentat un regal extraordinar de poezie frumos, o poezie românească de suflet, scrisă de-a lungul timpului și scrisă și de contemporanii noștri în vremurile actuale. O boltă de poezie strălucitoare care cei care ne-au citit, cu siguranță că vor fi foarte buni cititori și iubitori de poezie odată cu trecerea anilor. Le mulțumesc și vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Și vă mulțumim! Pentru un alt moment liric, dar acum, având creații din lirica poeților contemporani, a grupului de copii Lumii Stelare, am să invit cât timp vom asculta și pe Daria Adam, Laura Gușter, vă mulțumesc frumos, ne auzim la sfârșit cine vrea. Laura, așa, Sebi. Prezență română. Bine ai venit. Nu te văd. Atât, Laura. Da. Și mezinul familiei pe care am să-l rog, îl predau cu fața camerei. Nu te prezinți. Aolo, sonoro. Sunt cred că de la tine. Da, Sebi, vezi că sonorul de la tine, ți-am oprit sonorul. Când e să urmezi, să ai grijă. Bună ziua, mă numesc Dobre Georgian și astăzi voi recita Universul Divin. Universul Divin. Universul Divin este iubirea necondiționată. Cuprinde arhanghel ce ne susțin și ne fac viața minunată. Universul Divin este pacea din interior. Sunt îngeri ce vin și ne ghidează ulterior. Universul Divin este bucuria sufletului meu. Mulțumesc că exist acolo unde prezența unică este Dumnezeu. Mulțumim. Daria? Bună ziua! Numele meu este Adam Daria și mă bucur din nou că fac parte din acest salon literar. O să vă recit poezia Copacul de domnul Ion Machidon. Copacul are ochi, copacul are urechi, copacul are frunza verde, copacul are inel de logodnă. Copacul e galben de zăpadă, copacul e floare la fereastră, copacul e infinitul mereu, de la om la om, de la cer la Dumnezeu. Copacul e cântec de dor, cu felinarul de luna aprins, aici pe pământ, din mine, copacul de vis. Mulțumesc! Eu mulțumesc. Laura? Bună ziua! Numele meu este Gușter Laura Alexandra și voi recita poezia Mulțumesc a doamnei Gabriela Alef Machidon. Mulțumesc pământului pentru energia benefică a rocilor și a cristalelor. Ele ne dăruiesc vindecarea prin raze trimise, pline de dor. Mulțumesc cerului pentru picăturile de ploaie, ce spală fiecare umbră din amintirile triste. Mulțumesc soarelui, ce mi-încălzește lumina casei sufletului meu și îmi zâmbește cu zâmbet de copil de Dumnezeu. Mulțumesc lunii pentru liniștea somnului recreator, ce poartă prin visuri, în planuri ascunse, sufletul meu călător. Mulțumesc stelelor, care veghează cu lumini de foc, al fiecărui fir de viață mi-aduce noroc. Mulțumesc apei
ce curăță cu broboane de stele, cristalul, fiecare celule a vieții mele. Mulțumesc copacilor ce mă înveselesc cu frunze de argint, reînvind inimile împietrite, devenite granit. Mulțumesc, Doamne, că respir, trăiesc, iubesc. Și ție, omule, pentru zâmbetul tău, îți mulțumesc. Vă mulțumesc! Reamintesc faptul că Laura face parte și din grupul de teatru Tempus, care, a cărei reprezentație o veți asculta în urma videoclipului Cel Băiat Așa Asta Mâine. Sevi? Să rămână, bună ziua, sper că mă auziți. E foarte bine acum. E mult mai bine, da. Vă recita poezia Cântec de Ion Machedon. Doamne, ce miracol! Copacii de la marginea drumului de pe lângă garduri au rochii albe pe ei. Ce de rochii! Petale de primăvară zboară de peste tot. E ora împlinirii, iubirii dintre pământ și cer, dintre rouă și firul de iarbă, dintre izvor și codru. Doamne, ce miracol! Că ieri peste sufletul meu au căzut ninsori și au urlat crivățul. Azi s-a aștenut primăvara cu îngeri de fruturi și cântec de păsări, ce învuie vertebrele de lumina zilei de afară, de parfumurile sfințitoare, de poteci, de nu știu la care să mă plec. Doamne, ce miracol! Aud în brazdă cum zoresc semințele să iasă din noaptea pământului spre a se îmbrățișa cu soarele. Ac, soarele dătător de viață pe dealul aleargă berbecuți și behehe te umplu poienile cu bulgării de aur ai primăverii. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dragii mei. Urmează un moment muzical al doamnei conferențiar dr. Lucia Cicaro Drăgan, Cavaleria Rusticana. Vă aștept cu drag și la edițiile următoare și să luminați așa pe cerul înstelat al școlii cu bucuria emoției pe care o transmiteți de fiecare dată. Vă mulțumim! Thank you.
Alina, te rog să închizi camera. Urmează doamna Octavia să veni și noastră în prim plan. O să discutăm despre lansarea antologiilor Vis de primăvară și Vara visurilor mele. Ceva vor fi prezentate de Ion Machidon și urmează apoi momentul literar de seis al doamnei Octavia Crăciun. Iată că astăzi am onoarea să vorbesc despre două noi apariții editoriale care au apărut la editura Amur Sentimental, pe care o păstorez de aproape 30 de ani. Este vorba de Vara visurilor mele, ediția a 18-a, la care au participat peste 60 de concurenți, dintre care au fost selectați o parte și o parte sau unii dintre ei au îndeplinit notele jurului pentru a se bucura de premiile care au fost date la sfârșitul anului trecut, dar anul acesta recent a apărut și antologia cu selecție selectivă din lucrările respective, din ceea ce autorii respectivi au trimis la concurs. Este vorba la premii pentru poezie de Antoche Sibiana Mirela Brăila, care lua premiul 1, premiul 2 Florentin Deno Brașov, premiul 3 Olga Mațarin Trudov Chișinău, Republica Moldova, Marius Ionescu Sibiu, Adriana Rușățeanu București, Silvia Rehea Lărgeanu Giurgiu, premiul pentru proză Veronica Pârlea Conovale Chișinău, Petronela Toma, premiul 2, premiul 3 Maiana Buzea Daia din Giurgiu, iar premiul revistei Amur Sentimental Aforisme de Cosmin Ștefănescu Georgescu din Franța și Gheorghe Stratan din Chișinău, Republica Moldova. Eu îi felicit pe toți autorii, ne-au convins că iubesc literatura, ne-au convins că au pasiune pentru scris și așa cum s-a prezentat fiecare autor, este demn de reținut că încearcă, sau unii chiar au și carieră literară până în prezent prin ceea ce scriu. Eu îi felicit pe toți autorii. O altă carte este o antologie de Cenaclu, o antologie colectivă, recent apărută, care se cheamă Vis de primăvară. Întrebarea este, de ce vis de primăvară? Întrebarea este, de ce tocmai astăzi a trebuit să o lansăm, pentru că ea în strategia aparițiilor tipografice trebuia să fie lansată în luna martie. Pentru că odată cu luna martie începe primăvara. Dar să ne bucurăm că a apărut tocmai acum. Are un număr de autori care au participat, au creații autori care au participat de o bucată bună de vreme și la Salonul Literar Artistic, dar mulți dintre ei au participat la ședințele Cenaclului Amur Sentimental, care probabil își va relua activitatea în luna mai. Dacă, cum se aude, că se vor mai reduce din restricții. Antologia, ca și Vara visurilor mele, are poezie, proză, fragmente de teatru. Așa, în fugă, sumarul vreau să-l văd. În fugă, doar numai însamânt sumarul și cei care le cunoașteți creația autorilor știți despre ce este vorba. Pentru prima oară apare Camelia Anton, Ioan Căprăroiu, Corelia Chesoaie, Alexandru Cociorva, Andreea Cristea, Iulia Dragomir, Alex Dragoș, Lucia Cicoară Drăgan, Sorin Grațian, Mihai Studor, Gabriel Alef Macedon, Cristian Moldovan, Irina Iulianuță, Mariana Popa Potaisa și Petruța Stan. Ce înseamnă și care este rostul, de fapt, la o antologie de
Am zis Cristina Moldovan. Cristina Moldovan. Da, joacă ochii. Am ochi obosit, ochelare. Antologia, o antologie are un rost, are un rol foarte important în a se face cunoscut și a se populariza un autor, numele unui autor. Pentru că sunt cuprinși autori din toate colțurile țării, ceea ce este imposibil ca tot să se cunoască fizic vreodată. Dar e bine că prin plumbul tipografic li se oferă ocazia să se cunoască, să se citească și să se și analizeze, să-și interpreteze fiecare creație așa cum dorește. Eu îi felicit pe toți autorii, iar pe coperta, iar coperta este realizată de colaboratoarea noastră de aproape 15 ani, Ecaterina Mihai Plastic. Ecaterina Mihai, artist plastic, președinta Uniunii Artiștilor Plastici, filiala București. Eu vă mulțumesc și vă felicit pe toți care veniți în jurul nostru sau doriți să colaborați cu Salonul Literar, care doriți să colaborați cu ceea ce noi facem acum pe tărâm cultural, dar mai ales în vremurile pe care cu toții le trăim și căutăm să le traversăm cu așa cum putem. Și eu zic că vom învinge, dacă nu chiar am învins. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim. Doamna Octavia, sunteți pe aici? Așa. Da. Vă ascultam. Mă bucur că ați ales să răsesc la tema. Acum sunt în timpul sărbătorilor de una dintre cele mai importante, de fapt cea mai importantă sărbătoare a poporului nostru, care este precedată de floriile sau Duminica Stâlpărilor. Este cea mai importantă sărbătoare dinaintea Paștelui, care marchează intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, călare pe un asin, întâmpinat cu ramuri de finic sau palmier, înainte de pătimirile acestuia. Această dată a fost și prima când Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat, oamenii strigând Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, împăratului Israel. Sărbătoarea Floriilor, Duminica Floriilor, este precedată de Sâmbăta lui Lazar, în care Iisus Hristos își arată din nou minunile, învindu-l pe Lazar după 4 zile de la moarte. Tot acum, în această sâmbătă, cunoscută și sub numele de Moșii de Florii, se fac pomeniri pentru sufletele celor plecați dintre noi. Această sărbătoare a Floriilor, ce a avut loc la Ierusalim, în secolul al IV-lea, trece mai întâi în Egipt, apoi în Siria, Asia Mică, și apoi în secolul al V-lea este celebrată la Constantinopol, când împăratul și curtea sa participau la procesiunea solemnă ce se desfășura pe străzile orașului. Această procesiune a avut loc și în țările române. După modelul din Cetatea Ierusalimului, Biserica Ortodoxă a rânduit ca la finalul Sfintei Liturghii de Florii să se sfințească ramurile de salcie aduse de credincioși. Slujitorii bisericii citesc rugăciuni de sfințirea salciei, ținând în mâini câte o ramură de salcie alături de lumânări aprinse, ca simbol al biruinței vieții asupra morții, fiind cunoscut faptul că salcia are o putere mare de regenerare. Sărbătoarea Floriilor mai înseamnă și sărbătoarea celor ce poartă numele de flori. Și ea are loc întotdeauna cu o săptămână înainte de Paști. Paștele, Învierea Domnului, este o
una din importantele sărbători în calendarul creștin, fiind însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri. Una dintre acestea este reunirea familiei în jurul mesei cu preparate tradiționale, motiv de bucurie și de optimism. O lumină blândă și caldă se revarsă peste toți credincioșii strânși în jurul mesei pascale pentru a cinsti, cum se cuvine, învierea Domnului. Când încercăm, eu personal vă spun cinstit, simt acest moment ca o eliberare, ca o speranță că vom scăpa de pandemia în care ne aflăm cu toții și încercăm să uităm toate grijile, toate necazurile în aceste momente, sărbătoarea Paștelui simbolizând bucurie, lumină, speranță. Și cu acest prilej nu vă mai amintesc de toate momentele pascale, masa de Paște, ce conține, în reînnoirea prin haine, prin încălțăminte a celor care participă la sărbătoare, toate simbolizând noul, puritate, roșu, simbolizând sângele Domnului vărsat în chinurile la care a fost supus. Deci, ținând cont de aceste momente, am să vă citesc un fragment din Misterul Culorilor, un capitol ce face parte din romanul din anii copilăriei mele, scris de tatăl meu, Nicolae Ionescu, și să vedeți dumneavoastră cum era descris acest moment al pregătirii Paștelui cu mulți ani în urmă. Dintre toate sărbătorile anului, la noi acasă, în copilăria mea, Paștele aducea în inimi cea mai mare bucurie. M-am gândit de multe ori la asta și mă gândesc și acum, încercând să-mi dau seama de ce Paștele constituia pentru noi cea mai mare sărbătoare și nu Crăciunul, Anul Nou sau Sfântă Maria. Știu eu, poate unde venea odată cu primăvara, cu florile, cu soarele, cu păsările întoarse la cuiburi. Poate din pricină că avea mai multă solemnitate și era pus în valoare de un ceremonial deosebit, cu dangăte de clopot, cu ouă roșii, fum de lumânări, vehăit de mii sacrificați. Poate datorită faptului că venea pentru noi copiii cu hăinuțe noi, cu încălțăminte nouă, primenindu-ne astfel și noi ca și câmpul care începea să se desfășoare în zare, dincolo de bariera orașului. Poate din împletirea tuturor acestor cauze, nu-mi dau seama bine. Pot afirma, în schimb, cu toată puterea de convingere, că mama era aceea care întreținea în noi, naiv, sentimental, în afara oricărei rațiuni, dar cu tenacitate și consecvență, cultul momentului pascal al primăverii. Zgâlțită atât de dureros de către soartă, mama luase de-a bine la călea bisericii, devenind de o religiozitate, de o pravoslavnicie aproape fanatică. Deși banul și câștiga din greu, cu acul risipindu-și lumina ochilor până în ceasul târzii de noapte, tot lui Dumnezeu îi atribuia pâinea de pe masă pe care, întreagă fie zis noi, copiii, o cumpăram de la băcănia din colț. Vorba e că mama întâmpina Paștele cu post aspru și riguros, așa cum scrie probabil în manualul bunului creștin, iar de la Deni era nelipsită toată săptămâna mare. Se înțelege că împreună cu ea trebuia să postim și noi, să fim prezenți la toate deniile, să ne spovedim, să ne supunem tuturor regulamentelor drept credincioșilor întru Domnul. Cu cât se apropia învierea, prescripțiile erau tot mai severe. Gata! Se termina cu minciunile, cu drăcuitul, cu scuipatul, cu hârjoneala. Trebuia să fim, cum s-ar spune astăzi, niște mini-sfinți, numai bun de dat exemplu. Dar le făceam toate, mai că nu aveam încotro, mai că pe undeva ne intrase și nouă în cap, așa se cade să fie. Ei, dar după asta urma explozia cea mare de societate și veselie, bucuria neprecupețită a inimii și a pântecelii, învierea măruntailor ostenite de post și rugăciune. Venea Paștele, aducând haine noi, ouă roșii, cozonac, friptură de miel. Și o mai aducea și pe baba. Sau poate că baba aducea Paștele în papornița ei, mai știi? Multe ori mai fi abătut, crede, la linia pravoslavnicilor în credință, admițând în aceasta o a doua posibilitate. Baba era mama tatei și venea de la țară, din
cameră, dintr-o comună situată nu departe de oraș. Așa îi spunea toată lumea din familie, baba. Poate ca să o deosebim de cealaltă bunică, mama mamei. Poate unde se identifica într-un fel cu însăși noțiunea de babă, căci era tare bătrână. Când mi-aduc eu aminte, trecuse binișor de 80 de ani și încă a mai dus-o câțiva ani. Fac o paranteză, străbunica mea a trăit 102 ani. La ce oră pleca din noapte de acasă, cu ce mijloc de transport străbătea cei câțiva kilometri ce o despărțeau de noi, nu știu. Acum nu mai am de unde să mai aflu, iar pe vremea aceea nu mă interesa. Știu doar atâta, că în dimineața de Paște, curând după ce se lumina bine de ziua, ne și trezeam cu ea. Uneori nici nu apucam să ne spălăm pe față cu ouă roșu. Se înființa la noi cu o paporniță sub braț, iar din paporniță scotea, an de an, niciodată mai mult, niciodată mai puțin, două sticle de vin, una de țuică, doi cozonaci, unul cu safide, iar celălalt cu mac, o găină friptă, 30 de ouă vopsite în toate culorile, plus pentru fiecare dintre copii câte un ou de bibilică. E, acesta este un fragment. Tatăl meu ar fi împlinit anul acesta 100 de ani, deci vă dați seama că evenimentul acesta s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, în perioada în care oamenii credeau cu tărie în aceste sărbători și erau foarte credincioși, țineau postul cu strășnicie și, așa cum spune domnul Machidon, în ziua de astăzi, în poezia care a fost citită mai devreme, în ziua de astăzi nu se mai întâmplă acest lucru. Vă mulțumesc și vă doresc din suflet un Paște cu multe realizări, sănătate și bucurii. Lumină în suflete! Mulțumim și noi mult, doamna Octavia! Puteți rămâne lângă noi, pentru că vor veni după doamna Veronica Pârlea, copilașii noastră, cel fratelui. Veronica Pârlea Conovali. Se numește Primăvară, floare rară și vreau să vă citesc. Primăvara cea frumoasă a venit la mine acasă și a semănat floricele prin păduși și prin vocele. Murmură izvoarele, cântă lăcrimioarele, aburește vesel plinia și se întoarce ciocârlia. Primăvara hărnicuță ia o lume de mânuță și îi poartă prin câmpii pe maturi și pe copii. Primăvară, primăvară, tu ai înverzit o țară și prin luni și prin ponoare ia pasc turme de mioare. Toată lumea te iubește și te așteaptă bucuroasă. Tu alungi iarna geroasă și aduci belșug în casă. Lumea este la arat, l-a îngrijit, l-a semănat, dealurile s-au trezit și caisul a înflorit. Înflorit sunt potoporașii și lalelele în grădină, zboară cât o albinuță în jur de soare și lumină. Doamne, câtă fierie este azi în casa noastră, toată țara e îmbrăcată în haină albă de mireasă. Primăvară, primăvară, azi eu ție îți doinesc, ești o frumusețe rară pe pământul românesc. Și o altă poezie care se numește Descânticul. Zorii zilei peste case, peste iarba vestejită, peste florile din glastră și cocoara adormită, se coboară de mângâie, ocrotind a lor finețe, cade iarna în grădină și ne vin din nou nămeții. Zorii zilei peste luncă, liniștit păscând sub munte și ciobeni cu al lor cușme, repezite peste frunte, zic din fluire stângace, meșterite în mare grabă, ca aseara dea să moară cea mai tânără mioară. Au salvat-o cu un cântic, moștenit de la străbuni și au zis și un descântic învățat de oameni buni. Zorii zilei peste mine îmi aduc din nou o zi să trăiesc în așteptarea celor ce vor veni. Și în cadrul acestui salon vreau să o prezint pe eleva mea din clasa noua, Madalina Graur, cu poezia lui George Coșbuc, Paștele, și pe elevul meu, Eugen Baltag, cu cânticul Cât trăim pe acest pământ. Mulțumesc! La Paște, de George Coșbuc. Prin pomi,
ghicire pe ce cânt, văzduhul-i plin de roșu soare și salcile în albă floare, e pace în cer și pe pământ. Răsuflul cald al primăverii adus a zilele învierii. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale își zic, Hristos a înviat. Și râde atâta sărbătoare din chipul lor cel ars de soare. Și un vânt de-abia clătinitor șoptește din văzduh cuvinte. E glasul celor din morminte, e zgomotul zburării lor. Și pomii frunzile-și scoboară, că Duhul Sfânt prin aer zboară. E liniște și din altar cântarea stihuri repetate, departe până în văi străbate. Și clopotele cântă rar. Ah, Doamne, să le auzi din vale cu râda drag și plânga jale. Biserica pe deal mai sus e plină astăzi de lumină, când draga lume este plină de același gând din cer adus. În fapta noastră mi-e soartea și viața este tot, nu moartea. Pe deal se suie încetişor neveste tinere și fete, bătrâni cu viața ierni împlete. Vezi, șovăind câte o bătrână cu micul ei nepot de mână. Ah, iar în minte mi-ai venit, tu, mama micilor copile, eu știu că și în aceste zile tu plângi pe-al tău copil dorit. La zâmbet cerul azi ne cheamă, sunt Paște, nu plânge, mamă. Că trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un ai care mai cântă, cât părinții bine sunt, mai există ceva sfânt. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt. Cât avem un sat departe și un grai fără de moarte, cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare, cât e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât există un sat departe și un grai fără de moarte, cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un grai fără de moarte, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dureane vor izvoare, ori un cântec ce dispare,
cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Da, și urmează momentul muzical cu muzică instrumentală imediat. Prima dată este vorba de elevul Lăzărescu Iustin Alexandru, acompaniat la pian de profesor Octavian Crăciun. German Alexandru Tudor, dansul ungar de Johannes Brahms, de la clasa profesorului Alexandru Ionescu. Thank you.
Acel moment teatral, o scrisoare pierdută, v-am spus că o vom asculta pe YouTube, pentru că durează aproape o oră și nu are rost să stăm. Cei de la școala din Telenești, de la Nicolae Moisei, fetița, a terminat pictura? Da, terminat. Ne arăți și nouă mai aproape, ne spui ce ai pictat? Gabriela. Hai, Gabriela. Încerci să spui câteva cuvinte și tu? Nu, e de acolo trebuie să vină. O lea puțin mai aproape și spune ceva despre lucrarea ta. Da, bună ziua și bine v-am găsit. Aș dori să vă mulțumesc pentru admirația dumneavoastră. A vă prezenta cum pietele de culoare pot deveni un colaj al florilor pascale. Felicitări, domnișoare. Trebuie să stai un lac mai aproape în care că se vadă. Felicitări, draga mea, e... Te-a înzestrat Dumnezeu cu un har care îți doresc să-l păstrezi, să-l multiplici și generațiilor care vor veni odată cu tine. Eu pot să intervin un pic, da? Se poate să intervin. Gabriela este o elevă foarte modestă, dar ea a pictat o natură statică foarte interesantă. Chiar azi dimineața am așezat-o cu o trăistuță, cu un burlui, cu flori de caise, cu narciși și gama este foarte interesant aleasă. Petele de culoare fac un joc de umbre și lumini și sperăm că toată lumea ați rămas impresionați, iată în acum câteva ore, ea a reușit să reprezinte așa o pictură extraordinar de frumoasă. Nu ne rămâne și nouă să-i dorim mari succese și să devină un om de artă în lumea mare a artelor plastice. Eu am credința că se va întâmpla așa, că va deveni un artist mare. Felicitări, Gabriela! Fiecare cine mai vrea la sfârșit să spunem câte ceva. Da, foarte frumos. Mulțumim mult de tot. Aducem alese mulțumiri întreg grupului astăzi care s-a aflat în această activitate. Suntem pentru prima dată la... Pentru noi această ediție este destul de importantă, ba mai mult că probabil că ne-au descoperit și alte persoane care sunt cu mare dragoste de frumos și de tot ce este pacific și luminos în lumea aceasta. Ne dorim și pe parcurs să fim încadrați la astfel de evenimente, chiar ele fiind online. Să sperăm că ne vom întâlni și cu adevărat să ne îmbrățișăm și să ne spunem vorbele luminoase așa, fizic, cum am mai făcut-o și de altă dată cu alte persoane în cadrul altor activități. Am ascultat și muzică și vers și tot s-a împletit frumos într-o horă mare, hora unire, să zicem așa, care... Hora florilor. Hora florilor în aceste clipe, în aceste momente care așteptăm acel minunat eveniment să fim luminoși, să fim să ne sădăruie tot ce este mai bun și mai sfânt. Dar de fapt toate lucrurile depindem totalmente de noi, de sufletele noastre, de tot ce avem noi mai bun să dăruim și celorlalți care sunt în așteptare. Mulțumim mult! Mulțumim mult întregului salon literar artistic și doamnei Conovali Veronica pentru inițierea într-acest salon și tuturor participanților. Multă sănătate, lumină,
sufletească. Vreau să zic și eu ceva cu tremur așa în, cu tremuri în voce și cu foarte mari emoții am participat la această activitate. Multă recunoștință soților macedoni care chiar m-ați încântat cu vocile dumneavoastră. Arde nerăbdare să ne cunoaștem mai îndeaproape. Am foarte multe, adică să destăinui. Și activitatea de astăzi, știți, parcă mi-a înflorit în suflet, chiar mi-au înflorit acele flori despre care am auzit azi de la toți participanții și pe toate cele limbaje artistice, de note muzicale, de cuvinte, de penel, parcă au înflorit flori și la geamul nostru de aici, de la Telenești. Cu mare recunoștință, mai participăm. Vă dorim aici și aproape de noi, sperăm că o să fie așa clipe când o să veniți să ne vedeți instituția, fiindcă foarte mulți ne întreabă, este un liceu sau este o școală de care? Noi le spunem, este extrașcolar, copiii vin în timpul liber și iată, avem sute de lucrări și depozitate și la copii acasă și prin atelierele de lucru, așa că cu mare drag suntem deschiși și cu alții parteneri să facem lucruri frumoase. Vă îmbrățișez cu mult, mult drag. Mi-ați umplut azi ziua cu multă lumină și dragoste. Mulțumim frumos. Cine mai vrea să spună, doamna Octavia, vreți să spuneți câte ceva? Da, și eu vreau să spun, chiar dacă am încheiat cumva alocuțiunea mea micuță, totuși vreau să mulțumesc tuturor participanților la salon. A fost o întâlnire de suflet deosebită. Ne-a încălzit inima cu toate frumusețile, atât plastice, cât muzicale, cât literare. Mă bucur că sunt preocupați tinerii din ziua de astăzi de aceste lucruri, că există creație din partea lor, există preocupări de a se cultiva în aceste domenii și este un lucru minunat. Salonul este cel care îi determină să fie prezenți cu noutăți, cu lucruri interesante și este o plăcere pentru toți să participăm măcar o dată pe lună, să ne vedem și să ne auzim unii cu alții. Și poate Dumnezeu să ne vedem și fizic. Să dea Dumnezeu să ne vedem și fizic. De ce nu? Și să avem cu toții o parte de lumină în suflete, zile frumoase și un Paște fericit. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Doamna Silvia Strătila? Da, și eu în final vreau să spun câteva cuvinte. Bineînțeles că, așa cum am mai spus și altă dată, odată în lună, acea sâmbătă în care suntem anunțați că salonul va funcționa, va fi deschis și pentru că, așa cum s-a văzut, așa cum am remarcat și în edițiile anterioare, atâta lume bună, atâta lume frumoasă, atâtea suflete bogate și minți iluminate vin aici la acest salon, bineînțeles, fără a vă flata pe dumneavoastră, organizatorii acestui salon. Venim cu multă plăcere și, într-adevăr, venim cu multă dragoste. Ei, uitați-vă cum vine timpul, uitați-vă cum timpul ăsta ne aduce atâtea și atâtea surprize. Eu sunt absolventă a școlii din Telenești, pe atunci, în anii 80, a școlii numărul 1. Da, și sigur că la această ediție mi-ați răscolit foarte multe amintiri, așa încât chiar n-am putut să fac astăzi în paralel altceva decât să-mi ascult colegii și să-mi amintesc cu drag de școală. Așa, mi-am imaginat că sunt acea tânără și merg pe străzile Teleneștiului de altă dată, un orășel
el, cum ar veni un județ pe atunci, în anii 80, chiar și în acei ani, în puterea, în perioada sovietică, era un orășel foarte frumos, spiritual, cu două școli, cu școală de pictură, cu alte instituții așa de cultură. Ia uitați-vă cum se întâmplă așa punțele astea să ne unească atât de frumos. Și m-a impresionat foarte mult și vocile acestor eleve, ca niciodată toate au venit să recite o poezie, să, cu alte cuvinte, elevilor noștri le-au trezit și lor gustul de poezie. Și iată că ședințele acestea literare, să știți că sunt atât de ei, de fapt, elevele mele, elevii noștri, tinerii noștri, nici nu-și dau seama că noi, de fapt, îi pregătim să perpetueze valorile pe care noi suntem, noi acum le valorificăm. Așadar, atâtea și atâtea lucruri frumoase se întâmplă prin intermediul salonului, așa încât așteptăm cu cea mai mare bucurie și următoarea ediție de vară, atunci când vom semăna la fel prin poeziile noastre, prin cântecele noastre, ne vom semăna atâta și atâta bucurie. Eu vă urez sărbători luminate, anticip să spun sărbători luminate, spun și astăzi Hristos a înviat, pentru că în fiecare zi, de fapt, mi-a spus duhovnicul meu, preotul Viorel Cojocaru, care, iată, s-ar putea să-l invităm, pentru că are ce ne spune, adică atâta lume bună trebuie invitată la acest salon, așa încât cineva spunea acum, cu câteva minute în urmă, Hora Unirii cu adevărat trebuie să fie mult mai să ne fortifice, să ne unească cu adevărat, să sfidăm noi aceste întâlniri virtuale care ni se par nouă, nu știu cum, dar sunt atât de importante. Și în fiecare zi, spunea duhovnicul Viorel Cojocaru, în fiecare zi trebuie să ne spunem Hristos a înviat. Spun și eu în această zi frumoasă de sâmbătă, anticip un adevărat Hristos a înviat, sărbători luminate cu dragoste, cu pace, cu liniște și cu multă inspirație, multă inspirație și cu multă, multă dragoste, așa încât să ne ajungă pentru mult timp înainte. De fapt, fiecare moment al vieții noastre poate învia Hristos prin bunătatea, frumusețea, căldura divinității și care fiecare dintre noi alegem să o manifestăm sau nu. Vă mulțumesc și eu. Și noi vă răspundem cu aceeași unitate de vorbe frumoase de Duh, adevărat a înviat.